Bună seara, dragi ascultători ai postului de radio online Pro Diaspora. Sunt Adina Velcea și răspund cu drag invitației primite de la doamna Mioara Gram privitoare la tema de astăzi și anume timpul. Timpul este un sistem de măsurare al evenimentelor, de poziționare a lor într-un anume moment. Tot datorită timpului putem marca durata fiecărui eveniment în parte. Astfel, el ne împarte viața în trecut, evenimente care au avut loc, prezent și viitor. Măsurăm durata noastră pe pământ, fiecare acțiune, deplasare, astfel încât putem spune că trăim sub presiunea acestei coordonate. Serviciul, plimbările, vizionarea filmelor, reportajelor, cititul unei cărți, durata somnului, toate sunt organizate în funcție de timp. Nu avem timp, spunem de multe ori, pentru că avem programate alte acțiuni. Tot ce se întâmplă în prezent, din chiar clipa prezentă, formează trecutul. Prezentul este cel mai scurt moment al timpului pe care l-am împărțit la rândul lui în ani, luni, săptămâni, zile, ore, minute, secunde. Secunda este prezentul care formează trecutul. Viitorul, programat și el, este mereu sub semnul incertitudinii. Singura siguranță o prezintă trecutul. Mi-a plăcut mereu modul în care vechii incași priveau timpul. Ei plasau trecutul, prezentul și viitorul în paralel, aceste noțiuni scurgându-se împreună, astfel încât un pas la stânga te ducea în trecut, unul la dreapta în viitor. Moartea pentru ei era ceva firesc, nu reprezenta finalul drumului, ci doar o trecere în viitor. Toate legile fizicii se bazează pe timp. Fără acesta, nicio lege a fizicii nu ar fi valabilă. Dar timpul pe care îl măsurăm în funcție de cea mai mică unitate a sa, secunda, este relativ. Această unitate de măsură, secunda, este ea unitatea corectă de măsură sau este doar percepția noastră asupra timpului? Dacă minutul ar avea 100 de secunde, nu înseamnă că am trăit mai mult, ci doar sistemul de măsurare s-ar modifica. Un om privește la marginea unui câmp cum apune soarele. Pentru el este un moment de relaxare, de contemplare, în timp ce un altul aleargă pentru a rezolva diverse probleme. Timpul se scurge mai repede pentru acesta. Stadiul nostru de implicare în acțiunile desfășurate, cu siguranță, are un rol important în percepția timpului. Într-o stare pasivă a omului, timpul se scurge mai încet decât în starea activă, cu toate că paleta temporală este aceeași. În artă, timpul se împarte pe secțiuni mai mari, care grupează evenimente de același tip, clasificându-le în funcție de schimbările majore survenite. Timpul, în acest caz, capătă o altă conotație, măsura lui fiind aplicată doar pentru a marca perioada acestor schimbări, acestor curente, mai bine spus, care duc la o transformare, fie că e vorba de pictură, literatură, muzică, el, neavând o unitate standard aplicabilă tuturor schimbărilor. De asemenea, evoluția omului cuprinde perioade mari de timp, ele neraportându-se la unitatea aplicată în fizică, și anume secunda. Evoluția speciei umane e astfel măsurată în zeci de mii de ani, la baza clasificării fiind tot schimbarea. Necesitatea programării activităților a condus la apariția timpului fizic ca unitate de măsură
dar el este variabil în funcție de anumite condiții, cum ar fi câmpul gravitațional, știut fiind că în spațiu, timpul se scurge mai încet. Pornind de la necesitatea organizării, omul a creat acest criteriu temporal care îi coordonează orice mișcare, orice schimbare în spațiul existențial. Vă mulțumesc mult și vă doresc în continuare o seară frumoasă!